Și bine ați venit la un nou videoclip pe canal Astăzi o să facem un review la idleempire.com Un website care îți promite Că te plătește pentru a Completa um, Studii de opinie și a Vizualiza videoclipuri, a juca jocuri Și tot felul de Activități care te plătește Prin Paypal, o să vedeți aici Vă explică cam Cum funcționează acest Website, da? Este gratis să vă să vă înregistrați, puteți să vă înregistrați, înregistrați folosind Google, Facebook, Twitter sau Discord Dacă aveți cont pe una dintre aceste platforme Puteți vedea că puteți câștiga puncte da? din a vizualiza videoclipuri, din a juca jocuri pe telefon Să testezi programe sau să inviți prieteni pe acest website da? Ei îți dau niște puncte pe care tu poți să le transformi în bani prin PayPal sau a, prin alte a, metode de retragere. Puteți vedea că puteți retrage chiar și în skinuri pe CS:GO sau a, a, Team Fortress dacă ați jucat jocul ăla. A, Team Fortress, League of Legends. A, acest website este sponsorizat de Steam, da? după cum vedeți aici, este o co companie o companie din, 2005, din 2015 este compania asta și este o companie sponsorizată de Steam deci o să știți că este legit, nu este nimic fake totul este legit dacă ne ducem aici la rewards o să vedeți că puteți câștiga bani prin PayPal da? uitați, puteți, puteți câștiga gift carduri, la 100 de branduri, dacă ar fi Amazon, Paypal, Bitcoin și alte uh, branduri, puteți câștiga bani prin Amazon, da, puteți să vă transformați punctele în gift carduri și să le, le retrageți pe Amazon dacă vreți să faceți cumpărături uh, pe Amazon, puteți face bani prin Paypal. da, și puteți face bani în Bitcoin. Da? O, să, o să completați niște surveiuri sau o să jucați niște jocuri și puteți alege unde vreți să se ducă banii, dacă vreți să, să îi transferați în contul vostru de Bitcoin sau în contul vostru de PayPal. Sau chiar și PaySafe, dacă vreți și aveți un cont de PaySafe, puteți să retrageți în Paysafe da? aici o să, o să vedeți mai multe metode de a retrage puteți să retrageți și prin iTunes și pe Steam uh, Robux uh, Spotify Xbox PSN Codes tot felul de uh, gift card-uri da? puteți să câștigați și uh, coduri pentru Netflix da? Ethereum sunt foarte multe uh, metode de a retrage noi o să mergem cu, cu PayPal, da? pentru că ne plac banii. Așa, mergem cu PayPal-ul. Foarte ușor, puteți vedea că are 4,4 stele da? din 1687 de review-uri. Deci, puteți să citiți review-urile, să vedeți care este faza cu acest website. Eu vă spun, este unul legit. Eu am retras 78 de... 78 de dolari da? și, sincer să fiu, nu prea am petrecut cine știe ce. Eu sunt abonat la acest website da? și de câte ori uh, apare câte un, de câte un studiu de opinie care este uh, compatibil cu mine, eu o să-mi trimită un e-mail și ca să îl completez. Da? Atunci când eu completez ăla, o să-mi dea niște puncte pe care le strâng acolo și când ajung la o sumă pe care vreau să o retrag, pur și simplu retrag prin PayPal. Nu am folosit celelalte metode, cum ar fi să vizualizez videoclipuri sau să joc jocuri, pur și simplu doar completez studiile de opinie. Da? Și v-am spus, cred că asta nu știu în cât timp am ajuns la suma de 78 de dolari, dar nu e ceva foarte greu. Da? Puteți vedea aici cum vă arată cum să câștigați bani, dar vă înregistrați, faceți cont după care începeți să completați studii de opinie sau, sau depinde ce metodă vreți voi, puteți face, să jucați jocuri sau să vizualizați videoclipuri. Puteți să alegeți ce metodă vreți voi, v-am spus, eu am făcut doar metoda cu studiile de opinie, da? Sunt foarte simplu, sunt niște, niște un fel de chestionare, da? În care tu răspunzi la niște întrebări, de multe ori nu durează nici măcar 5 minute, da? E foarte simplu. Pur și simplu trebuie să vă abonați la, la nu știu, ți apare un pop-up din ăla în care spune dacă vrei să primești e mail și trebuie să dai yes. Nu știu exact unde ți apare ăla, mie mi-a apărut și tot timpul de câte ori apare un survey nou care este compatibil cu mine. Îmi trimite un e-mail, da? Și eu intru să-l completez, nu stau eu să-l caut pe website pentru că sunt foarte multe. Și multe dintre ele nu sunt compatibile cu tine. Dar așa ei trimit studiile care sunt compatibile cu tine și o să primești puncte pentru el atunci când îl completezi. Sunt unele care îl completezi și când ajungi la final îți spune că nu ești compatibil și nu primești nimic, doar îți irosești timpul. Puteți vedea aici câți playeri are. Are 500.000 de, de playeri. Au plătit până acum 1 punct. 2 milioane de uh, dolari, da? 285 de, uh, de reward-uri diferite, uh, nu știu ce înseamnă asta și s-au completat 3 milioane 400 de mii de uh, studii de opinie. V-am spus, cu studiile de opinie faci bani. Um, poți să-ți transferi banii în secunde prin PayPal, da. odată ce ai strâns punctele, le-ai retras și în secunda următoare o să ai banii în contul tău de PayPal. Um, și a doua, a doua, și încă o metodă cum puteți face bani este să să-ți inviți prieteni, da, cu cât mai mulți prieteni inviți, cu atât mai mulți bani o să faci, pentru că atunci când un prieten de al tău își completează un un chestionar din asta pe website-ul ăsta, tu primești o parte din punctele lui, da? Deci cam așa poți să faci mai mulți bani. Băieți, cam asta a fost cu acest videoclip. Eu sper că v-a plăcut. Website-ul se numește idolempire.com, îl aveți și în titlu. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!